Dragii mei, a fost absolut minunat, emoționant. Am avut parte de bucurie, de emoție, de mâncare de foarte bună calitate. Trebuie să recunosc, mi-a fost un pic teamă cum o să mă descurc o săptămână întreagă fără carne, dar iată că am reușit. A fost atât de bun, a fost delicios. Am învățat să gătim rețete minunate, pesăturate, care să ne țină de foame. Am învățat să ne tratăm corpul cu ce are el mai mult nevoie, cu hrană de calitate, pentru că nu este doar despre kilograme în minus, ci este despre a ne hrăni cu alimente de calitate. Și nu doar despre a ne hrăni corpul, ci despre a învăța să-l și relaxăm prin odihnă de calitate, prin mișcare conștientă, dar să ne hrănim și emoțiile și mintea cu bucurie și cu o stare de bine și o stare mentală de claritate pe care, iată, am obținut-o datorită acestui loc minunat în care suntem. Vă așteptăm și pe voi în ediția viitoare.